Peter Ascending. Ia uzi. Bună, dragul meu! Ce să fac? Uite, bine, te așteptam să fii aici lângă mine să mă susții. Și spuneam de exaltările care sunt în Vărsător. Există o exaltare foarte importantă, Vărsător, Scorpion, și o alta care este așa, Gemeni cu Mercur, Fecioară și Vărsător. Deci o altă linie. Da. Cred că te înțelegi foarte bine. Acum, nu? Sigur că da. Iar între Vărsător și Săgetător se spune că există un cordon ombilical invizibil, ca să știi. Da? Că sunt foarte bune prietene și foarte bun prieten. Da? De, pe prietenie. Sigur că da. Pe prietenie, pe iubire. Sigur altceva. Că da. Normal. Da, este o lună în care soarele din Vărsător va fi în aliniere cu Venus, planeta iubirii, și cu luna. Ambele susțin partea aceasta care ține de iubire, de emoție, de trăire, de mediumitate, de vise premonitorii. Vărsătorul începe unde... azi sau mâine? A început deja de ieri. De ieri. Și vreau să spun, da, uite, Placido Domingo este tot Vărsător. Grijă că să nu răcească da? Cu vocea, că e frică. Sigur afară. Că da, aniversat și Vanessa Paradis. Ca să știți, mai nu? Este sigur că da, Shakira și Piqué, dacă știți, amândoi sunt vărsători, diferența de vârstă este de 10 ani, el este mai tânăr cu 10 ani. Hei, văzut că merge așa. Normal. Că... 9 ani că e diferența ideală, dar invers. Da, 9-10 ani este exact zona karmică. Și axa de destin acum, nodurile karmice sunt în Vărsător și în Leu. Hai să o luăm până de la început. Sigur că da, berbecul, datorită faptului că soarele este în Vărsător, va avea parte de relații interesante, suspuse într-o astfel de lună. Li se vor deschide berbecilor tot felul de locuri, de oportunități, de chestiuni care să țină și de prietenie, și de business, și de viață sentimentală, un plus de creativitate, de geniu de la Vărsător, de rebeliune, de ce nu, că trăim vremuri mai tensionate. Taurii sunt și ei foarte bine susținuți în luna zodiacală a Vărsătorului, datorită faptului că atât familia cât și cariera se vor într-un echilibru perfect. Gemenii sunt susținuți de patronul Mercur în aspect perfect cu alinierea de planete din Vărsător, datorită faptului că discutăm de zodii de aer. Vărsătorul este o zodie de aer, Gemenii tot zodie de aer, într-o relație foarte bună cu Balanța. Acum și intrăm în anul câinelui de pământ cu echivalent Balanță, deci Gemenii vor avea o perioadă interesantă pentru cei care au de susținut examene, că este sesiune. Aoleu, e sesiune da, la studenți? Da, sigur da. Că da. Baftă, da? Dragilor! După care se pregătesc de vacanța de iarnă, de călătorii. Adică îi zice bine acum vacanța de iarnă la cum e afară. Abia acum se bucură de zăpadă. Exact. Racii vor fi potențați de aspectele lunariene din Vărsător, vor avea o stare de spirit pozitivă, vor fi încrezători în forțele proprii, vor merge înainte și nu vor da înapoi precum racu, știi? Fără pașii înapoi, spune, sigur că da. Vor avea parte de sănătate bună, pentru că energiile vibraționale magnetice care vin de la Vărsător sunt pozitive, energizante, dinamice. Deci e bun Vărsător ăsta pentru toată lumea, nu? Pentru toată lumea. Sigur, da. Drăguț, partea asta, no. De toate. La conul leu ce-i face? Ce să-i facă? Sensul vieții, dharma sau karma pozitivă este în leu. Iar pe casa opusă, casa șaptea, a căsătoriei, a parteneriatelor, colaborărilor, este soarele cu Venus și cu luna. Asta înseamnă că Venus le susține partea sentimentală, le aduce sortiți leilor care nu au sortiți. Atenție! S-audă cine. Cei care nu sunt în relații foarte bune se vor rupe acum de relațiile lor, se vor gândi dacă relațiile merită sau nu, vor cântări lucrurile, pentru că știți cum e. Până una alta vii singur pe pământ și pleci singur. Corect. Și dacă așa nu ești într-o relație potrivită, mai bine te rupi. Da.
decât să ții ce nu merită. Ia zi ce țin de fecioară așa. Fecioara asta este adorabilă, asta, iar feciorul e de 10 ori mai adorabil. Mama mea! Bine cu vărsătorul, mi-a zis la început, relație de prietenie, da, bună. Foarte bună. Foarte relație. Bună. Au un plus mercurian acum, datorită faptului că Mercur este în exaltare pe octava superioară a vărsătorului. Poate avea parte de câștiguri suplimentare, ceea ce este foarte important pentru astfel de pământ. Pământ. De pământ. Pământ. Deci eu sunt teluric, cu, nu? Da, uh-huh, sigur că da. Sunt mult mai țintiți spre lucruri concrete, da, cei din fecioară. Pragmatici, așa. Sigur, mai pragmatici, dincolo de faptul că sunt foarte comunicativi și foarte inteligenți. Da. Să zicem, nu știu, da, aici a fost excepția. Așa? Nu ești tu excepția de la regulă, sunt și cei de acasă care ne urmăresc. Au parte de câștiguri, ți-am zis, foarte bune, de colaborări interesante, un plus pe sănătate. Bun, și asta de trebuie. Ce nu simți umorului? Și cu dragoste, doamna. Dragoste e perfectă, am spus de la început că e Venus acolo. Mă interesa, da? Așa. Păi eu ziceam că vă potriviți foarte bine. Ești uneori, Diara. Ai pierdut o bună ocazie de a tăcea. Nu după farmec, după farmec, auzi, după fecioară, vine balanța. Vine balanța. Balanța. Stai cum e balanța. Este, e balanța tatăl, da, tău, da? Da. Am ieșit dintr-o balanță și un gemă, și un gemen. Sigur că da, și mama mea a fost balanță și tatăl meu este gemen. Mama mea e florăre. Nu era florăre, era asistentă medicală. Am cântat vineri seara asta. Zice, țin de balanță. Mi-ar balanța fi plăcut, de ce nu poate primi în flori? E țin de balanță, balanța că ne presează este timp. Cu iubirea în perioada asta, e activă casa sentimentală. Venus este în tranzit, în relație cu soarele. Și atunci un plus de iubire nu strică niciodată. Că se spune că pe vremuri de genul ăsta ori numărăm banii, ori facem copii, ori facem altceva. Da, ori evităm, da, să facem copii, dar tot acțiunea aia să fie. Păi nu, zic, că acum cine mai vrea copii? Deci balanța. Nu? Nu? Să nu-și dorească. Scorpion asta, zic. Scorpionii sunt și ei susținuți de soare, de Venus și de luna din vărsător. Spuneam de altă relație de exaltare foarte importantă care există acum. Scorpionii de regulă funcționează foarte bine în parteneriate lucrative. Se gândesc întotdeauna la bani. Fac în așa fel scorpionii. Se gândesc la bani. Da, ca să, da, vezi. Bine. Asta e, că dragostea mai trece și prin stomac câteodată. Trece, da, trece. Să nu treacă multă dragoste, pentru că am doar stomacul de două zile. Cred că e de la, da, prea multă dragoste. E de la sarmale. De la sarmale. Era grasă dragostea aia. Adică mâncarea, să nu se interpreteze greșit, să am cuțit acasă. Peștii sunt acum cu dieta în luna asta. E normal. Așa că... Nu merge bine în ianuarie. Nu. Scorpionii, da, se gândesc la anumite relații, la fel, dacă funcționează, dacă nu, uh-huh, dacă merită să se rupă, dacă nu. Cei mai mulți deja am văzut, chiar printre vedete, că s-au rupt, da. Uh-huh. Pe urmă, săgetătorii, ia uite aici, săgetătorii, da, Mi-a zis dimineața că se simte excelent. Țintesc departe, da? Da, păi de-aia au arc în mână. Știu exact, da, unde să țintească. Deschi și eu... cum. Da? Că spuneai, da, de iubire, unde țintește? Acum Cupidon este la tine acasă. E? Da. Ce cauți acolo? Pe casa astrală a dragostei, să știi, că vine Valentine's Day. Vrea? Da? A, uite, să-i spunem la mulți ani din timpul Valentin Budnariu, că el este vărsător. Și e născut pe Valentine's, pe 16 parcă este născut și e vărsător până una alta. Mamă, vine Valentine's Day! Da, da. Am înțeles, da. Deci așa era cu... A venit Cupidon și... A venit Cupidon și are treabă cu tine. Are treabă cu mine. Da, ia vezi că te caută. Te așteaptă pe undeva, stă la pândă. La mine? Acasă, la tine, auzi, pe aici, doamna, prin mult, auzi, pe aici, doamna, pe lângă mine, o vedea de unde e. Spune-mi. Sau joc eu rolul de Cupidon, ce preferi? Mai prefer nimic. Vreau să-mi spune dacă în horoscop anul ăsta Diana are șanse să se mărite cu Cupidonul ăla care o așteaptă cu o frunză în pragul casei. Sigur că o frunză, da, bine poziționată. Are șanse mari. Bravo, de Diana. Ce? Ia vezi tu. Da, și ca a doua oară e bine. Fix
să fii și tu pe fază. Eu de ce să fiu pe fază? Păi nu știu, câteodată mă uit așa la tine și zic că ești frumos și te cam potrivești cu ea. No, e o mică diferență acolo, să știi. Care, ce drag? Se pare că la horoscop. Oare nu s-au împăturit bine sarmalele? Ce-a fost după săgetător? Nu știu, eu n-am mâncat sarmale. Să trecem de săgetător, mai bine. Râzi, Mariana, eu nu prea mai râd. Capricornul ce zice? Știu eu cine te iubește. E acasă, Cupido, nu e copilul. Cine iubește, Lila? Ce vine după săgetător? Așa, Capricornul. Capricornul. Capricornul intră în tot felul de relații interesante, dar trebuie să fie foarte atent. Datorită faptului că Saturn cu luna neagră este în Capricorn și ambii sunt considerați nu foarte pozitiv, trebuie să aibă mare grijă în primul rând de sănătate. Mama, nu sunt pozitiv? Da? Nu sunt pozitiv? Sunt pozitive cele două aspecte. Aha. Saturn cu luna neagră. Am înțeles. Bun, combinația, da? Asta. Și atunci da, nu este o combinație fericită și atunci trebuie să aibă mai multă grijă la sănătate. Trebuie să fie atenți la ceea ce înseamnă devenirea, pentru că e o chestiune care ține de izolare într-o cunoaștere, ține de partea de spiritualitate mai mult a vieții. Pe gânduri, așa. Vărsătorii sunt vedetele. Asta e, cu soarele în vărsător, clar, lucrurile se așează cu totul altfel și vor avea cu toții un plus, atât pe imaginație, un plus pe devenire, pe relațiile de suflet. La fel și aici, cei care sunt în relații nepotrivite se rup complet. Cei care își doresc ca viața lor afectivă să funcționeze perfect vor ști exact cum să atragă de partea lor persoanele potrivite. Perfect. Iar peștii sunt susținut, v-am și zis, în primul rând, atenție că soarele cu Venus și cu luna pe casa 12 la pești vorbește de diete, inclusiv de dietele acestea mai drastice, pentru că e o zodie dublă. Unii sunt foarte slabi, alții sunt foarte plinuți. Și atunci când ne gândim la sănătate și la luna albă care este în vărsător, ne gândim și la așa ceva, pentru că mai multe kilograme pot dăuna sănătății în timp. Și partea care ține de relația de muncă este susținută de Venus și de Soare, în sensul în care pot avea relații bune cu partenerii de muncă, colegii de muncă, se integrează bine în echipă, cei care știu cu adevărat cum să funcționeze. Sunt într-o zonă în care anumite chestiuni care țin de justiție se pot lămuri acum. Am înțeles. Deci stăm bine. O întrebare, foarte bine. România în ce zodie are? Zodie? A vărsătorului, evident. Și 24, dacă ați observat, chiar majestatea sa Margareta, ca și sursă TVR, a spus la un moment dat de faptul că ziua vărsătorului este pe 7 februarie. Și dacă vreți, o să vă aduc o dată astrograma ca să vă dovedesc lucrul acesta. Te credem pe cuvânt? Mă crezi pe cuvânt pentru că, da, uite, calculează, 24 ianuarie, atenție, așa? Spunem la mulți ani în România. Da? Corect. Așa. Hai, avem două zile. Dacă vă uitați după calendarul vechi și calculați, o să vedeți că iese exact data de 7 februarie. Vezi? Deci așa stați săptămâna asta cu horoscopul, să fie de bine pentru toată lumea, în două zile și Doamne ziua României, nu? Da. Suntem la mulți ani atunci. Să trăiască România.